În ultimele zile, albaștrii s-au aflat la Sibiu, acolo unde s-au antrenat oficial înaintea meciului din această seară. De la ora 20, Horvinul întâlnește vicecampioana Croației în turul 2 preliminar din Europa League și se anunță un joc spectaculos. Antrenorul principal al Horvinului a oferit câteva declarații înainte de marele meci. Ne așteaptă un meci dificil pentru că este o echipă tânără, cu o medie de vârstă undeva la 24 de ani și 7 luni, 8 luni, o echipă care promovează tineri, jucătorilor cei mai importanți, Tony Fruc, un jucător tânăr, au o echipă solidă, o echipă reactivă, dar avem și noi armele noastre și sperăm să facem un joc bun. Antrenorul albaștrilor spune că trebuie să ne așteptăm la un meci. Totul altfel de meci. E o echipă care joacă un sistem ca al nostru, dacă vrem, o echipă reactivă, o echipă care știe să alterneze faza de posese cu faza de non-posese, dacă vreți, o echipă foarte, foarte reactivă, care știe ce are de făcut în momentul recuperării și plecării pe tranziție pozitivă. Sunt o echipă periculoasă, o echipă cu talie, o echipă care îți pot pune probleme și la faze fixe, dar, cum am mai spus, au și ei punctele lor vulnerabile pe care noi sperăm să le speculăm la ora jocului. Mii de suporteri vor fi alături de formația lui Maxim la Sibiu, cu atât mai mult cu cât clubul asigură transportul gratuit cu 4 autocare pentru 226 de suporteri care au bilete la prima manșă a meciului din turul 2 preliminar al UEFA Europa League.